Pe 13 februarie 2013, RomGaz a semnat un acord cu două dintre cele mai mari companii de exploatare a resurselor naturale din lume, prin care compania de stat are opțiunea de a achiziționa 10% din perimetrul de mare adâncime Midia din Marea Neagră. Eu sunt optimist că România va fi capabilă în jurul anului 1919-1920 2019-2020, scuze, să acopere nevoile de gaze nu numai ale României, dar și ale Republicii Moldova. Potrivit președintelui României, în luna octombrie acestui an va fi realizată predicțiunea zăcământului de gaz din Marea Neagră. Acest lucru va permite celor două companii să înceapă lucrările de exploatare. Nevoie. Vă pot spune că dacă se vor confirma zăcămintele așa cum sperăm, Exxon și Petrom trebuie să facă investiții de circa 4-5 miliarde de dolari pentru ca zăcământul să poată fi exploatat. Este o sumă impresionantă, însă forța celor două companii mă face optimist. Chiar dacă din data de 22 decembrie 2014 actualul președinte nu va mai susține oficial acest proiect de importanță majoră pentru țara noastră, Traian Băsescu a ținut să precizeze că își oferă suportul pentru continuarea lui din postura de simplu cetățean al României.